Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragii mei, băncoși, umoriști, cum vreți voi. Dacă vreți să uitați de grija zilei, de facturi, de cine-i la putere, în această seară o am pe Mara Cernat, o persoană deosebită, o coregrafă, care la noi în emisiune, la Bank Show, în mod normal, voi o să vă întrebați, băi, de ce a invitat-o Andrei pe Mara? O să vedeți ce povește are, o să vedeți ce filmulețe interesante avem cu ea, pentru că ea este o artistă. Bună seara! Bună seara, Andrei! Mă bucur tare mult că ai venit. Mă bucur foarte mult pentru invitație. Mulțumesc. Să știi că sunt foarte emoționat, pentru că domeniul acesta al dansul, bine, mi este cunoscut că, mă rog, nu vreau să spun, înainte să mă însor, majoritatea prietenelor mele erau balerine. Și, da, nu vreau să dau din casă, deși soția știe și a înțeles și nu mă acuză, dar este o artă foarte frumoasă, foarte grea, dar dacă aș putea să fac așa o... Este efemer, adică ține foarte puțin. Voi din dans puteți trăi până la o anumită vârstă, după care trebuie să faceți ori coreografie, ceea ce faci tu, ori... Spune-mi tu mai multe. Depinde foarte mult de stilul de dans. La balet este mult mai ușor, fiind mult mai comun la noi în țară, de exemplu. Lumea începe pe la 2-3 ani și cariera intensă este până pe la 18 ani, să zicem. Aha. La noi este puțin diferit în sensul că până ca eu să am 18 ani, nu exista dans irlandez în România. Uh-huh. Moment în tu ești care... specialistă în dansul irlandez, asta trebuie să spunem. Eu asta fac. Deci ești 100%... un fel de Michael Flatley al României, nu? Ok, dacă vrei să spui așa, da. Sunt profesor și coregraf la singura școală de dans irlandez din România. Așa, e privată. Da, este școala de mea. Dans irlandez prima. Mi se pare foarte interesant. Mm-hmm. Este. Suntem, practic, singurii care reprezentăm Irlanda în țara noastră. Eu sunt certificată de Comisia de Dans Irlandez din Dublin. Și, trebuie să ai certificat ca să poți să predai dans irlandez în România? Mai, poți să predai și fără. Păi dar și aia cu puburile irlandeze? Au și... Ei au certificat Guinness. Guinness, da, bravo. Corect, da. Am fost la fabrica Guinness, da. Și este impresionant, da. Uh-huh. Ceea ce facem noi este predominant dans de competiție, dar am și foarte mulți cursanți care fac asta ca și hobby. Uh-huh. Mai ales din categoria adulților. Am copii și adulți. Am de la începători până la nivel de dansatori care merg la campionatul mondial. Chiar... Cât timp ai stat în Irlanda până ai studiat, până ai... Sau de cea câte mai... ori ai fost? Sau... Asta este cea mai bună glumă despre viața mea. Eu am făcut două lucruri mari la viața mea. A fost să studiez franceza, tot parcursul meu educațional, și să studiez dans irlandez. Așa. Până acum 2-3 ani, singurele țări din Europa în care nu am fost erau Franța și Irlanda. Nu cred așa ceva. Fantastic. Da. Și totuși cu dansul irlandez am ajuns și acolo. Am fost, deci, în Irlanda o singură dată, o săptămână întreagă, pentru primul campionat mondial la care eu și dansatorii mei am concurat, și am profitat de ocazie să vizitez vestul Irlandei. Aha. Uh-huh. Câți studenți, sau nu studenți, cum se spune, câți... Cursanți. Cursanți, da, exact. Ai. Între ai idee. 50 și, wow. Cam așa, în București. Mai am 2-3 persoane în Tulcea și mentorez. Ai și... Încercăm să facem asta, însă este școli mai greu. Paralele, cum ar este veni? Este filială. Franciză? Sau cum? E o filială, cea filială. Din Tulcea. Filială. Și mai mentorez alte 3 școli din Serbia, din Ucraina și din Bulgaria. Cum sunt irlandezii? Cum i-ai perceput? În săptămâna aia în care ai stat? Foarte... De asta te-am întrebat, da. Sunt foarte relaxați. Scontam răspunsul, da. Foarte relaxați, glumeți și foarte sociabili. Eu am avut norocul să experimentez Irlanda locală. Am avut un prieten care m-a plimbat pe acolo și efectiv mergeam cu el pe stradă și se oprea să intre în discuții și la glume și să-și facă poze cu tot felul de străini, ceea ce nu e un lucru ieșit din normă acolo. Dar era cunoscut? Era vedetă? Sau? Nu. Nu? Nu. Pur și simplu se oprea să facă poze. Da. Ce tare! Da. Și face asta peste tot. Open unde mind. Exact. Omul a venit și în București de vreo 3 ori
și a ajuns la modul, ieșeam într-un pub, l-am dus într-un pub și deja erau acolo două mese de oameni cu care se cunoștea. S-a dus la aeroport să plece înapoi acasă în Irlanda și s-a întâlnit cu prieteni acolo. Nici o treabă în privința asta. Ce frumos asta. E da. Să fie relaxat. Da. Haideți să le arătăm și prietenilor noștri de acasă cu ce te ocupi tu. O să vedem un material okay. despre dansul irlandez pe care tu îl profesezi, ca să zic așa. Ok. Sunt profund impresionat. Cred că sunt ore întregi de antrenament să vezi asemenea sincron. Da. Step-ul e step. Eu eram obișnuit și recunosc pionieratul în România și asta l-a făcut Dan Puric, marele Dan Puric. Acum, văzând, parcă nu erați români, adică, nu știu, sunt chiar impresionat. Păi este tehnica tradițională irlandeză și sincronizarea este unul din elementele cheie. Care e diferența între dansul irlandez și step? Am să mă ridic pentru asta. Aoleu, stai așa să știe și colegii. Poți să se ridice, colegi? Că văd că ai... Da, stau pe loc. Te poți să te ridici, da, okay. Da, poți să te ridici. Văd că ai venit și cu pantofi la tine, irlandez, deci nu înțeleg. Da, am adus tot ce trebuie să te introduc în lumea dansului irlandez. La step, lucrurile sunt foarte relaxate. Ești foarte în contact cu podeaua, da. Se permite îndoirea genunchilor, se permite o bătaie pe lângă corp. La irlandez, din contră, trebuie să arătăm cât mai înalți, cât mai respinși de podea. Orice lovitură în podea trebuie să aibă o reacție de respingere. Dansăm... Supli? Da, da. Poziția noastră este cu picioarele întoarse. Asta e a patra de la balet. Exact, da, și încrucișate. Și absolut tot ce batem trebuie să batem pe ora 12 și să încrucișăm. Iar postura, la nivel de spectacole, da, este mai freestyle. Dar la nivel competițional, postura noastră este, chiar și pumnii sunt strânși pe lângă corp, bărbia sus, trebuie să părem cât mai înalți. Postura e cea mai bună. Mm-hmm. Ce da, tare. Este specificul. Deci, noi suntem așa, iar la step este... Bine, amator demonstrația mea, dar da, 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 pe principiul... Da, da. Deci e diferență cât mai, exact, totală cât mai în contact cu podeaua versus cât mai în contact cu... Între step și dansul irlandez. Da, da.
Interesant. Ce pantofi ai acolo? Am adus 3 perechi de pantofi. Mai întâi perechea de pantofi, după care este toată lumea nebunită, ceea ce se poartă și în videoul pe care tocmai l-am arătat, ce ți-am arătat ție acum, se numesc hard shoes. Pantofi duri sau grei. Aha. Spre deosebire de pantofii de step care au plachiuri metalice, aici noi avem fibră de sticlă și rășină. Este o piesă turnată pe pantof. Folosim foarte mult ca element principal de percuție partea din față a pantofului, partea din spate a pantofului are și ea elementele ei, dar lucru pentru care este cel mai cunoscut este elementul numit click. Click. Click, ceea ce înseamnă cum lovesc călcâile între ei. Niște coșuruburi în tocuri. Da, sunt ca să țină aceste flecuri de... De metal. Nu sunt metal, asta este... Sunt dure. E plastic, deci partea asta este plastic. Dur. Da, iar partea asta este lemn sau, din nou, fibră de sticlă. Da. Elementul click este cel mai impresionant, cel mai gălăgios. Da, spune-mi, se găsește în România de cumpărat așa ceva sau doar din Irlanda, din da, se faci pe comandă, nu? Da, îi cumpărăm din străinătate. Îi cumpărăm din Irlanda, îi comandăm de câteva ori pe an, în funcție de cum are fiecare dansator nevoie. Dacă zici că ai 50 de cursanți, îți dai seama, toți ar trebui să aibă cel puțin o pereche, nu? Da, noi avem și o cutie de pantofi la sală pe care să-i folosească cei care sunt la început de drum, până să se convingă că li se potrivește stilul. Știi vreun banc cu irlandezi? Să te la banc show, totuși. Da. Ia, surprinde-mă, pentru că eu îți mărturisesc, uite, o declar în fața tuturor, pentru că toți îmi spun, vai, câte, ești o enciclopedie, ești regele bancurilor, ești, nu sunt nimic, nu. Uite, nu știu bancul irlandez, na, ce vrei? Un preot irlandez merge cu viteza, peste viteza legală și este oprit de un polițist. Așa. Polițistul îl întreabă, părinte, ați băut? Da, doar apă. Nu te cred. Haide să vedem ce ați băut. Mie îmi pare că miroase a vin în mașina dumneavoastră. Nu, domnule, am băut apă. Uite sticla. Păi în sticla asta e vin. O, Doamne, Dumnezeu le-a făcut-o din nou. A făcut minune, a transformat vin. Foarte bun. Foarte bun. Uite, am mărturisit. Nu știu bancul irlandez. Bine, aș putea să păcălesc lumea și să schimb un banc. Și să, da, dar nu o să o fac. Văd că mai ai o altă pereche de pantofi care nu are tocurile alea dure, așa, ca să zic. Gen cipici? Sau da, ce sunt? Da. Următoarele două perechi de pantofi pentru fete, respectiv pentru băieți, se numesc soft shoes, adică pantofi moi. Uh-huh. Sunt echivalentul, se vede că sunt... Echivalentul flexibililor de la balet. Foarte flexibil. Mișcările specifice pentru tehnica aceasta de soft shoes sunt sărituri. Sărituri, deplasări, sunt alte coreografii față de cele cu hard shoes. Fetele au pur și simplu pantoful de piele, fără talpă, fără nimic, iar băieții, pentru că dansul irlandez este și pentru fete și pentru băieți, băieții au același... Facem discriminare, nu? Exact. Au același călcâi ca și hard shoes, pentru că după nivelul de începători, băieții au foarte multe combinații de coreografie cu sărituri și cu tot felul de lovituri de călcâie, care se numesc click-uri. Uh-huh. Și asta este foarte specific dansului irlandez, felul de a sări în aceste perechi de pantofi. De exemplu, la balet, când faci o săritură și aterizezi, amortizezi mișcarea din genunchi și revii, la noi totul se amortizează din glezne și se pune accent foarte mult pe piciorul întins, pe elevație, pe ridicare. Ce te-a făcut să te atragă, adică ce te-a determinat să-ți faci? Tu, practic, tu din asta trăiești? Din aceste cursuri? Da, de este, dans este activitatea mea. Ce te-a atras atât de mult la Irlanda? Mai ales că ai fost o singură săptămână acolo. Credeam că ai un iubit irlandez, că ai o relație cu o aventură amoroasă și te-a determinat să dezvolți în România dansul irlandez. Nu, pur și simplu mi-a plăcut foarte, foarte mult muzica irlandeză. Este singura cu care m-am identificat în sensul de mișcare care coincide cu acea muzică. Am descoperit-o când eram prin clasa 7-8 și a trebuit să mai aștept încă să termin și liceul pentru a avea ocazia de a învăța dans irlandez. Asta e tot. Deci microbul a pornit de la muzică. Muzica te-a atras pentru prima dată. Uh-huh. Am înțeles. Există competiții în România de dans irlandez la care tu participi cu cursanții tăi? Da.
Există competiția, se numește Bucharest Fesh. Fesh este un cuvânt în limba irlandeză care înseamnă competiție de dans. Este internațional și are loc în fiecare an. Noi îl organizăm pentru... Este deschis către toți dansatorii care vor să călătorească înspre țara noastră. Am găzduit deja 6 ediții, iar anul acesta este un an absolut excepțional, în sensul că nu găzduim Bucharest Fesh, ci vom găzdui evenimentul anului pentru regiunea Europa-Asia, care suntem reuniți într-un comitet. Europa-Asia? Europa-Asia, da. La sfârșitul lui noiembrie, ultimul weekend din noiembrie, vom găzdui la Brașov campionatul eurasiatic de calificări la mondiale. Michael Jackson, da. Mi se pare huge, așa. Este enorm. Ne așteptăm la peste 300. Și unde? Ce sală aveți la Brașov? Este o locație privată, o sală în care de obicei se organizează evenimente mari și conferințe și expoziții. Și este un eveniment care va avea loc pe 3 zile, în care se vor desfășura competiții împărțite pe grupe de vârstă, prin care dansatorii se pot califica la campionatul mondial din 2025, care va avea loc la Dublin. Mi se pare foarte, foarte tare. Haideți să vedem un material, un colaj de fotografii din activitatea ta, după care tu ne spui ce înseamnă cât de cât așa fiecare poză în parte. Ok. Multe evenimente. Sunteți prolifici, ca să zic așa. Așa este. Anul acesta aș putea spune că se anunța a fi cel mai cel din activitatea noastră de până acum. Ce tare! Cred că ești foarte mândră. Ești singură în combinația asta? Adică, în sensul că ai parteneri, ai sponsori, cum te descurci? Ne autofinanțăm. Autofinanțare. Din, practic, copiii plătesc cotizațiile și tu faci... Da, da, evenimentele sunt de anvergură, ca să spun așa. Într-adevăr. Dar ne susținem unii pe alții, toți cei implicați în școală. Ca în România, că na, sunt alte costuri, o schirie, o sală asta, dar voi sunteți și internaționali. Cum te descurci fără sponsor și cum reușești? Fiind un sport privat, nu este sport finanțat de stat, fiecare familie își finanțează aceste deplasări. Este plăcerea și hobby-ul lor. Avem și dansatori care au nevoie de sprijin din partea noastră și sunt merituoși, așa că îi ajutăm. Faptul că te duci în străinătate nu mi se pare puțin lucru, adică acolo sunt alte costuri. Te gândești la avioane, la cazare, la chirie, la ale. Așa este, dar merită, pentru că merită? Avem rezultate foarte bune. Premii? Ați luat premii? Asta vă stimulează? Da, clar. Cel mai recent concurs la care am fost noi în Italia, în februarie, a fost, ne-am întors acasă cu 66 de medalii și trofee. Ce a făcut? Da, cu 8 concurenți. Tu glumești? Nu. 8 concurenți, 66 de... Cum, Doamne iartă-mă, dar câte probe sunt? Cum să iei 66 de medalii?
Toate categoriile sunt împărțite pe niveluri de dificultate și pe categorii de vârstă. Am înțeles. Iar și atunci la diferite vârste, da, așa are sens. Da, mamă, da. Și gândești 66 de medalii. Știi cum e gluma aia? Că zice, Rapidul a câștigat Champions League. Da. Dar le-au furat. Le-au întors de la vamă că au furat cupa, știi? Sigur, e o glumă pe care o să mă coste. Noi acum când ne-am întors, când am fost la acea competiție, în timpul festivității de premieră de la copii, am avut doi băieței, dintre care unul câștigase doar locurile 1 și 3, la care se dădeau cupe, avusese 11 probe și avea deja 10 cupe. Și era amărât săracul că nu avea și el o medalie. Nu cred. Asta conta pentru el. Și întâmplarea a făcut ca următorul, ultimul dans la care concurase. Să ia și el. A luat și el o medalie. A luat o medalie. A fost mai bucuros. Deci nu-l bucurau cupele, ci mai mult. Da. Ce înseamnă? Na, da. Copiii sunt minunați, mm-hmm. sunt geniali. Mm-hmm. Trebuie să învățăm mult de, da. de la ei. Dansurile astea contravin cumva, nu știu, adică ai hateri de ăștia pe Facebook sau pe Instagram? Sau apropo, unde te pot găsi cei care vor să se apuce, dacă văd emisiunea asta și zic, băi, uite ce interesant e, am văzut materialele, am văzut dansurile, vreau și eu să... Cum ești tu pe Facebook și pe Instagram? Că asta putem să spunem. Noi suntem Steisha School of Irish Dance. Ce a făcut? Steisha. Steisha? Y-S-H-A. Michael, da. Jackson. Dar mai nu ușor... găsești tu ceva mai simplu? Nu. Că nu. Nu. Mai ușor, dacă nu ține lumea minte, este numele. Numele astea sunt complicate irlandeze, nu? Știi, în mod normal, școlile din Irlanda au ca denumire numele de familie al profesorului principal. Da, eu n-am vrut. Adică, cum ar fi sunat asta? Cernat School of Irish Dance. Cernat School, ai zis? Ar fi fost, da. Foarte tare. Să știi că vindea foarte bine. Poate. Păi pe bune! Ia da. Gândește-te cum sună. La noi, da, dar când mergem în internațional, oricum ne pocesc numele în toate halurile. Una dintre fete care are nume foarte românesc, cu diacritice, deja la competiții o înscriu cu traducerea în engleză a numelui. Oh. Pentru că nu îl pot pronunța nu la premier. Nu îl pot pronunța. Da, da. Ei, și pe social media suntem cu Steisha School. Pe... Steisha School? Da? Hai, puneți și voi o burtieră ceva. Dar tu mi-ai ridicat la plasă, adică mi s-a părut foarte fain ce ai spus cu... Măi, este un cuvânt irlandez. Este transcripția fonetică a unui cuvânt irlandez. El înseamnă foarte frumos, înseamnă renaștere. Sculă. School. 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 Doamne, da. Unde am nimerit? Da. Ce ai acolo? Ți-am adus o provocare irlandeză. Noi în fiecare an facem nu asta. Nu cred! Deci mă fac de râs în ultimul hal. În fiecare an avem un concurs de trivia cu școala noastră. Da? Ți-am adus câteva nume foarte simple irlandeze, scrise în limba irlandeză. Și eu trebuie să le citesc? Să încerci să le citești, da. Păi, acolo sunt două sau da. Acolo e scris și acolo e în engleză? Sau? Nu. Asta e primul nume, începem cu el și continuăm cu acesta. Ok. Mama, asta a dat provocare. Păi eu ca actor ar trebui să am dicție. Sper să nu mă fac de tot orezul. Blatt night, blatt night, nu, blatt night, primul. Blonet. Blonet? Blonet. Au e o? Da. Păi stai, învață-mă. Ok, blonet. Și jos? Stai să văd dacă am vreun acă, dacă tot am învățat ca e o. Să știi că nu se aplică mereu. Mă ajuți enorm. Enorm, ce să zic? Da. Roidri? Ruri. Ruri? Ruri? Păi și au de ce l-au pus? Dacă e Ruri. Și dâu? Păi ce facem, le mâncăm? Așa ne mâncați, mă, irlandezii. Mănâncă litere. Ok. Hai Rudri. Departe. Hai să vedem. Ok. Sus. Sus. Asta e numele de fată, apropo. Da. Coime. Mai încearcă. Caoime. Te apropii. Caime. Cuiva. Cuiva? Și unde-i V? Mâncați-aș gura ta. MH. Unde-i V? Între M și H. Între M și H e V. Da. Caoime. Asta e foarte tare. Nu cred că a mai făcut cineva așa ceva pe televiziune. Ia lasă-mă jos să mă fac de 3 stele.
Don Chad. Dun Chad. Dan Chad. Den Chad. Nu știu, mă aștept la orice, dacă e... Dona. Donald? Nu-i gogoașa. Nu-i gogoașa? Dona. Dona? Dona. Deci, fii atentă. D-O-N-A. Patru litere. Și ei, de ce pun atâtea? Ai două, patru, șase, autuși, opt, nouă litere. Autuși prea mult. Nu fac economie. Hai fantastic. Să încercăm unul ușor, dacă tot ești actor. Da. Nu știi. Nu știu de ce, știi, da. Știi, actrița. Bla, 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 Ronan. La sfârșit, o știi, nu? Hai să vedem dacă ți-amintești. Ronan? Ronan este numele ei de familie? Asta este prenumele ei. E româncă? Nu, irlandeză. Aoleu, mamă, mă trec transpirațiile. Sorse. Mai încearcă. Surse. Sirșa. Sirșa? Da. Să moară brigadierul dacă știu cine e sursa. De ce, mă, că e brigadier, nu? Sursa? Dar ce actriță? Saoirse Ronan. Saoirse Ronan. Da. Da, am vrut să zic, da. Okay. E actriță? Dacă n-a jucat cu mine, nu știu. Ei. Eu ca să fiu arogant acum, ca exact. să nu par prost, îți dai seama. N-am auzit. Sincer, îmi cer scuze, este vina mea, e lipsa mea de cultură. Nu e absolut nicio problemă. Dar în ce filme ai jucat? Aici m-ai prins pe mine, că nu știu să-ți dau un exemplu. Deci ne-am prins reciproc. Ia să vedem pe Patrick. Aici, asta. Te apropii. Patrick. Padraig. Da, este numele original care stă la baza lui Patrick. Patrick? Dar el se pronunță Porrig. Porrig? Porrig. Porrig, ca și mâncarea. Uh-huh. Porridge. Dar Sfântul Patrick nu are legătură cu numele ăsta, nu? Că ei au celebra sărbătoare verde. Da, care se apropie. Pe 14, nu? Pe 17 martie. 17 martie? 17 martie. Păi și eu ce am zis? Și apropo, ai crede că prima dată a fost sărbătorit în Irlanda. Nu? St. Patrick's Day a fost sărbătorit prima dată în Boston de către comunitatea de migranți irlandezi. Ah. Da. Și de fapt, da, da, e și un film cu asta, este... corect. Se scrie cu totul altfel, dar este da, da. La Uela Parec. Da. Și sunt pe verde, sunt pe trifoi, sunt pe ștrumfii aia verzi, nu? Pe leprechauns, da. Ce-a făcut? Leprechauns. Da. Ok. Okay. Eu am venit cu mai multe nume, dar dăm sar la greu, câteva mai greu, să mă fac grele. De râs de tot. Da. Haideți să încercăm. Ia. Yeah. Dar ăsta trebuie să trișez și eu, trebuie să mă uit în notițe, că am uitat și eu cum nu se pronunță. Nu contează. Primul sau al doilea? Primul. O să spun ceva de o să pună bip producătorii. Caifion? Pe acolo? Nu, deloc. Caifion. Cefion. Quilin. Quilin. Și unde e câu mâncați aș gura? Că nu e cât deloc. Bine, cu Quilling. Uh-huh. Și jos? Jos. Vrei să te chinui sau te ajut din prima? Ajută-mă din prima. Asta este cuvântul, numele irlandez pentru Chloe. Chloe. Da. E, să știi că ăsta este singurul care seamănă cât de cât cu ce scrie. Restul n-are da. Nicio legătură. Da. Doamne, cât se chinuie irlandezii să nu cred așa ceva. Dar să știi că este o limbă foarte interesantă. Este cea mai veche din Europa. Am înțeles. Este limbă pre-indo-europeană. Deci eu credeam că eu cu latina... Da, acum nicio văd treabă, că ești mai trăit și mai... Ai. Asta este... Michael Jackson. Deci sus mi-ai dat la greu. N-ar b h f h l a i t h. Ok. Încerc? Încearcă. Stai, mi-ai zis că au ăla e de fapt O. Da. Asta am ținut minte. Nu sunt atât de prăjit cât cred colegii. Deci, no. Norbeflag? Mai scurtează mult. Norflag. Nor. Norvla. Norvla? Da. Norvla? Hei! Hai mă, că a început să-mi placă irlandeza, ce ai? De mâine, până acum, vorbim imediat. Ultimul este echivalentul tău. Andrei. Am pregătit... ce drăguț! M-am gândit că da, era... Da. Yeah. Andreos. Andreș. Andreș. Mm-hmm.
un fel de antras. Auzi, ești sigură că e irlandeză și nu maghiară? Asta mi s-a părut și mie că l-am găsit, da. Andras. Foarte interesant. Într-adevăr. Ziua nației maghiare este pe 15, Ungariei, și cealaltă pe 17. Deci, pe aproape. De asta ai luat Andras. Foarte drăguț. Mi-a plăcut extraordinar provocarea ta. N-am mai făcut-o până acum. Ce te face să nu te muți în Irlanda? Hai că ți-am dat, ți-am dat greu. Păi și tu mi-ai dat greu. Da, corect, corect. Am o responsabilitate foarte mare față de comunitatea pe care eu singur am construit-o aici. Am ajuns la nivelul la care avem suficienți oameni implicați, suficienți oameni care să facă și dans, și muzică irlandeză, și crește comunitatea, dar nu pot să plec, să o las aici de izbeliște. Am atâția oameni pe care i-am crescut, pe care în continuare trebuie să-i antrenez. Practic, întrebarea mea nu prea te-a ajutat, fiindcă dacă te-ai mutat acolo, ei sunt obișnuiți, e ca și cum ar fi, cum se spune la noi, dansul nostru specific cu... Călușul. Călușarii. Uh-huh. Acolo n-ai avea ce face. Faptul că tu ai școala asta, Steina, la noi în țară, asta îți dă energie și motivație, practic, nu? Îți dă motivație să o faci. Da, întrebarea a fost nepotrivită, de ce nu te muți acolo. Pentru că tu nu ești îndrăgostită de cultura lor, ești pasionată de a învăța pe ai noștri să danseze irlandez. Da, dar îmi place și cultura, însă asta nu înseamnă că trebuie să mă mut de acolo, așa cum faptul că fac dans irlandez nu înseamnă că resping cultura românească în care m-am născut. Nu, n-a spus nimeni asta, normal. Întrebați-i mai înainte dacă avem hater pe Facebook, știi? Ah, da. Nu, în momentul de față nu mai avem, dar la început... Stai să vezi după emisiunea asta. Acum mulți ani aveam foarte des, primeam foarte des întrebarea, cum adică faci dans irlandez? Păi tu trebuie să faci românesc. De, na. Da. Dar ce suntem? Da. Ok. Haideți să vedem un material despre școala ta, despre profesoratul pe care tu îl faci la Steina. Am zis Steisha. Bine? Steisha. Da. Păi dacă mai nebun, mi-ai strâmba limba cu cuvintele alea. Steisha. Da. Steisha. Dar ce înseamnă? Înseamnă, este o transcripție fonetică a unui cuvânt irlandez care, după cum ai văzut, se scrie... Da, am văzut, mai făcut varză. Se scrie, eu am simplificat ortografia și ce înseamnă renăscut. Renăscut? Da. Foarte, foarte fain. În ideea de renăscut într-o nouă pasiune. Da. Hai să vedem materialul și ne povestești mai multe după. Ok, poziția normală de pornire, brațe stânse și avem doar
N-am tocurile potrivite. Corect. Vrei? Da. Că n-ai măsura mea. Mie mi se pare foarte greu ce faceți acolo. Am să te întreb ceva foarte... Așa, nu cred că te-ai așteptat la această întrebare. Cum reușești să-i convingi pe copii, pe asta, să se apuce de dans irlandez în România? Pe bune! Adică, îți faci reclamă sau cum îi... Ai peste 50 de cursanți, mi se pare mult. Cum te promovezi sau cum reușești? Cum îi convingi? Cel mai bine merge din social media și din gură în gură. Sunt foarte mulți oameni care vin invitați de alții. Alți cursanți care povestesc... Ei vin, se simt bine la cursuri și zic, băi, da, m-am dus la cursurile de dans irlandez și mamă, ce tare e și ce... Majoritatea copiilor se duc la școală, dansează, pentru că nu e ceva ce poți să faci. Păi asta zic, n-am văzut la serbările de la școală dans irlandez, da? Sunt, dar îți dai seama, din 50 de copii nu o să acoperim toate școlile din București. Da. Nu-i conving eu neapărat, sunt foarte mulți care caută în mod specific, pentru că, din fericire, marketingul dansului irlandez funcționează bine pe social media și a ajuns lumea să știe despre acest stil. Te doare foarte tare că Paul McGarry, fostul ambasador al Irlandei la București, nu mai este în funcție și a venit altcineva pentru că el vă susținea foarte mult? Mai să știi că noi colaborăm foarte bine cu ambasada Irlandei, cu și cu actualul? Echipă. Da, și cu actualul. Este o echipă nouă și încă lucrăm la fundamenta relația cu ei, însă deja am purtat discuții de suport pe parcursul mandatului lor pe următorii 3-4 ani. E ok. Paul McGarry ne-a plăcut foarte, foarte mult. A fost un tip foarte... foarte plăcut. Adevărat că a fost unul dintre cel mai mare diplomat pe care l-au avut ei la noi. Este îndrăgostit producătorul nostru de fostul ambasador. Tu mi-ai spus un banc cu irlandezii, acum încerc și eu să... Erau doi irlandezi. De fapt, aoleu, ăsta nu pot să-l spun, pardon. Erau doi irlandezi. Unul se trezise la 6 dimineața, îmbrăcat frumos, la costum, pleca la servici. Celălalt era mangă, adică extrem de beat, și îl întreba, fiți amabil, vă rog frumos, sir, la ce oră pornesc tramvaiele? Ăsta când îl vede... Băi, bețiv nenorocit, că e ok, știm că toții bem și cum așa, dar chiar așa la 6 dimineața când pleacă lumea la lucru și în halul ăsta, te rog eu frumos, ești fratele meu, să poate, spune la ce oră pleacă tramvaiele, la cât se dă drumul la tramvai. Bine mă, hai că-ți spun să scap de tine. La 6. Și cât e acum? Păi cum cât să fie? Tu nu vezi? 5:15. 5:15? Și de ce au întins liniile așa de vreme? Ți-a plăcut? Nu cred! Foarte tare! Hai să spun și eu una. Patrick, yeah, în bar, da. Vine barmanul la el. Măi, pare că ai paharul ăla cam gol, vrei să-ți dau altul? Și eu ce să fac cu două pahare goale? Excelent! Hai să mai vedem un material ca să apucăm să-l dăm, că n-au muncit degeaba colegii noștri, după care am să spun un banc care sigur nu va intra. Sigur nu va intra. Haideți! Like the way that you did, babe.
Doamne, sunteți teribili. Cred că sunt ore întregi de muncă pentru sincronul ăsta. Corect, corect. Este? Așa este, dar ne ajută foarte mult și numărătoarea și structura specifică a dansului irlandez, a pașilor. Am înțeles. Cum îți invizi tu? Uite, îți dau posibilitatea să îi, cei care văd Bank Show acum să vină la cursurile tale. Cum i-ai invita? Cu ce i-ai momi, să zic așa? Sau cum ți-ai face reclamă? Dansul irlandez îi pare greu, însă vă luăm... Toată lumea care vine pe mâinile noastre învață practic să meargă în stil irlandez de la zero, de la ușor spre dificultate în creștere. Este abordabil în momentul în care intri în sală și tot ce ai de făcut la primul curs este o poziționare de picioare și o singură săritură pe care o înveți. Cu timpul poți să ajungi să fii ori să hrănești un hobby despre care nu știai înainte și care crește în intensitate, ori să ajungi la nivel de performanță, așa cum sunt copiii noștri care în 3 săptămâni pleacă la campionatul mondial. Mamă! Da. 2 săptămâni la campionatul mondial, sună foarte bine. Avem 3 copii care merg la campionatul mondial anul acesta în Glasgow. Oricum este foarte spectaculos, dacă pot să spun foarte, deși trebuie să spun spectaculos. Așa este. Când există performanță și e un act de colectiv, e un hobby. Mm-hmm. Felicitări pentru tot ce faci. Mulțumesc. Este un lucru mai puțin cunoscut în România, dar uite, ușor, ușor poate deveniți și mai importanți. Am să termin cum nu te-ai fi așteptat tu vreodată această emisiune. Am să spun că doi irlandezi ies pe cât e ziua națională? Pe 17 martie. 17 martie ies dintr-un pub normal, irlandez, făcuți plută. Așa. Și se duc amândoi să se ușureze. Și la un moment dat, în timp ce se ușurau, în paralel, sincron, cum e și la dansurile voastre, unul dintre ei spune, zice, auzi, măi, zice, de ce la mine când fac se aude fâș-fâș și la tine piș-piș? Cum adică? Pentru că n-auzi că se aude piș-piș, băi, fâș-fâș. Păi e foarte simplu, pentru că te piș pe fâșul meu, idiotule. N-am găsit altă formulă să închid această emisiune. Ne cerem scuze. Nu ne cerem scuze. Știu că asta vreți să auziți. De fapt, nu înțeleg de ce bancurile noastre puțin mai colorate n-ar avea loc pe lângă știrile alea macabre cu tot felul de crime și de... Nu mai comentăm. Dragii mei, îi mulțumesc tare mult invitatei noastre. Mergeți, faceți dans irlandez. Mara Cernat. Faceți ce vreți voi, ce vă face plăcere, găsiți-vă un hobby, dar nu vă mai uitați la știri. cel mai bun sfat, nu vă mai uitați la știri. Bank Show, Prima Comedy, mâine seară, nu uitați să râdeți!